lumea asta merge din ce în ce mai rău. Sunt prea mic ca să pot schimba ceva și văd că deja e prea târziu. Totuși, nu pot accepta situația așa. Destul cu această lamentare, mă ridic acum din orice stare. Destul cu această lamentare, mă ridic acum din orice stare. Imposibil, imposibil, slăbiciunea e putere. Pentru că doar prin credință trec din moarte în înviere. E nevoie de schimbare, Iisus prin noi revine. Preluăm acum răspunde, dacă nu noi, atunci cine? Ce rău de ce e bun, Domnul tot mai mult se mară. Oștirile din văzduh comandate se coboară. Chiar în lucrurile mei și credință ne-l așez. Promovez pe ucenici și popoare vizionez. Eu sunt cheia pentru lume ce aduce transformare. Eu încep la mine acasă, nu trăiesc la întâmplare. Conectează cu Hristos, de îți merge rău sau bine. În El totul are rost. Vrea să judece prin tine. Imposibil, imposibil, slăbiciunea e putere. Pentru că doar prin credință trec din moarte în înviere. E nevoie de schimbare, Iisus prin noi revine. Preluăm acum răspunde, dacă nu noi, atunci cine? Acum se ridică poporul prin dreptate. Omenirea se trezește la realitate. Ajunge destul, strigă cel ce vorbește. Orice rău început, sfârșitul își găsește. Ajunge cu minciuna mass media perfide. Destul cu avortul și uciderile crude. Gata cu războiul, chiar acum. Ura și teroarea se opresc din drum. Ajunge cu milioane de familii dezbinate, cu relații anormale și infidelitate. Ajunge cu copiii sexualizați, cu această otravă nu ne mai pătați. Acum chiar ajunge. Voi vă demascați de orice răutate, voi vă rușinați. Și dacă inamicul mai mult ne desparte, mai perseverenți ne unim în toate. Imposibil, imposibil, slăbiciunea e putere. Pentru că doar prin credință trec din moarte în înviere. E nevoie de schimbare, Iisus prin noi revine. Preluăm acum răspunde, dacă nu noi, atunci cine? Herzlichen Dank.